Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Lupa, Luca, capitolul 24. Luke, chapter 24, we'll start our reading with verse 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Maus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată, Că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus de dimineață la un mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa, cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis: Rămâi cu noi, că este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când și-a dea la masă cu ei, a luat pâinea. Și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. cu 2000 de ani în urmă, cam pe vremea aceasta, cam pe la ora aceasta, găsim pe doi ucenici de-ai Domnului care mergeau pe un drum de la Ierusalim înspre Emaus. Și parcă este potrivit să vorbim de lucrul acesta chiar acum, Drumul de la, Ierusalim la Emaus era un drum de cam șapte maiele, 11 km. Un drum de mers pe jos, lejer, cam două ore. Știți exact cam cât este programul nostru în această seară. Este un timp perfect să stăm de vorbă cu Domnul. Și paralela aceasta continuă. Aș vrea să ne uităm la starea la acești doi ucenici, acești ugenici, în primul rând, erau triști. Erau triști de moartea Domnului. Era un pic de dezamăgire acolo, dar triști pentru că parcă Domnul nu era cel care credeau ei că el era. Pentru că, citim aici în versetul 21 și spune Noi trăgeam nădejde, speram că El este acela care va izbăvi pe Israel. Și acum parcă nu era așa. În a doilea rând erau deznădăjduiți. Toate speranțele lor erau spulberate. Știți, oamenii aceștia, trei ani, trei ani jumate, au lăsat toate lucrurile și și-au pus speranța urma să vină împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos să fie instalat ca împărat în Ierusalim, ei să facă parte din guvern. Și au lăsat toate lucrurile, trei ani de zile, au umblat după Domnul și acum o deznedejde. Și în al treilea rând găsim pe acești ucenici că erau uimiți. <coughs> Uimiți de niște femei, credule care ar fi văzut. O vedenie cu Îngeri. Mi se pare că starea la mulți ucenici este la fel cu ace la aceștia doi. Vorbesc de credincioși de astăzi. Acum noi putem să ne îmbrăcăm așa de frumos să venim duminica la biserică? Ce faci? Bine? Mai bine decât merit? Se poate și mai bine? Câteva din răspunsurile care le aud. Dar sunt așa de mulți care sunt triști, deznădejduiți, uimiți, pentru că sunt oameni care încă au experiențe, spun că aud, că au părtășie cu Domnul. Și eu cred că sunt astfel de ucenici în seara aceasta aici, sunt astfel de ucenici care ne urmăresc online sau să urmărească programele acestea mai târziu. Titlul mesajului meu pentru această seară este Credincioși care nu știu ce să mai creadă. Și în primul rând aș vrea să spun că Domnul nu și abandonează ucenicii care se află într-o criză de credință. God doesn't abandon his disciples when they're going through a crisis of faith. Faptul că treci printr-o criză de credință în viața ta nu înseamnă că Dumnezeu te-a abandonat. Știți ce este mai interesant? Domnul este mai aproape de tine în astfel de momente decât îți dai tu seama. În clipele de criză, El vine mai aproape de noi. Ucenicii aceștia erau triști, deznătășduiți, uimiți și spune pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Se pare că a venit Domnul din urmă, i-a ajuns, a ascultat convorbirea lor, i-a întrebat despre ce vorbesc și a început să meargă cu ei. Și de multe ori în astfel de momente nici nu ne dăm seama cât de aproape este Domnul de noi. Sunt lucruri prin care trecem care nu le înțelegem. Ne-am făcut anumite idei de la viață, cum o să fie lucrurile în viața noastră. nu s așa? Suntem uimiți. Și în momentele acestea, acestea, de cele mai multe ori, nu suntem conștienți că Domnul este chiar lângă noi. De multe ori, nu ne așteptăm ca noi să trecem printr-un crisis of faith, printr-o criză de credință, unde we're challenged, our faith is being challenged, unde credința noastră e. A... Trebuie să tăie, trăiești ceea ce crezi. Nu mai e ceva teoretic. Te afli în fața la probleme, la circunstanțe, la crize. Trăiești anumite traume și drame în viața ta, la care. Mi-aduc aminte de soția unui mare om al lui Dumnezeu, Lydia Prince. A scris o carte înainte să moară, pe care am citit-o. O recomand la toți. Appointment in Jerusalem. By Lydia Prince. Femeia aceasta a fost profesoară în Danemarca. A fost uh, prima persoană care a fost botezată cu Duhul Sfânt în Danemarca. Uh, pe vremea aceea, Danemarca fiind aproape toți protestanți luterani, uh, când au auzit lucrul acesta că ea s-a botezat ca și adult, că și-a dat viața Domnului, a ajuns cazul ei până la Parlament și a pierdut geabul. Și Domnul le-a spus să ia toți banii care are și să-i doneze la o misiune. A luat toți banii, a donat la o misiune. Domnul le-a spus să meargă în Ierusalim, să aibă grijă de copii orfani acolo. A mers prin credință, cu bani doar de un bilet, să ajungă în Ierusalim, fără să cunoască limba, fără să știe unde merge. A trăit niște experiențe absolut extraordinare. Open Visions, care a văzut cu ochii aceștia de carne în lumea spirituală. A văzut minuni a avut parte cu soțul ei să se roage pentru cineva care a murit și să vadă cum mortul se ridică. Spre sfârșitul vieții a trecut printr-o crisis of faith, printr-o criză de această de credință. Nu mai era singură, sigură nici de mântuirea ei. Cu toate aceste minuni în viața ei. A venit un om al lui Dumnezeu care era, avea darul vedenilor. Și a spus în vedenie, văd stained glass windows, ca la o biserică din aceea tradițională. Soțul ei și-a dat seama că este vorba de o biserică luterană și a zis, like a Lutheran church, da. Și a întrebat-o pe ea, ce crezi de biserica luterană din Danemarca? Ea a spus, I hate them, îi urăsc. Soția a spus, asta e problema ta. Momentele acelea s-a pocăit de lucrul acesta și a cerut iertare Domnului, n-are voie să urască. Și s-a întors toată confidența aceea, siguranța mântuirii. A plecat la Domnul vorbind în, în limbi și mulțumindu-i Domnului pentru sângele Lui. Domnul nu-și abandonează ucenicii care trec printr-o situație de criză, o criză a credinței. Și aș vrea să spun în această seară că Domnul nu te abandonează nici pe tine este aproape de tine. În al doilea rând, necredința ne împiedică ochii ca să-L cunoaștem, să-L recunoaștem, să-L vedem. Spune versetul 16, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Unbelief Imaginați-vă să îl ai pe Domnul Isus, Lângă tine, să-l vezi, să, să mergi cu el, să stai cu el de vorbă și să nu-l cunoști, să nu-l recunoști. Dar au avut experiențe cu el. Și aceasta ne arată că necredința ne împiedică ochii ca să-l vedem pe Domnul lângă noi în momentele de criză. Gândiți-vă la oamenii aceștia, ucenicii aceștia doi. Ucenicii aceștia au văzut minuni cu ochii lor. L-au văzut pe Domnul când a mulțit pâinile. L-au văzut pe Domnul când a dat vedere orbilor. Când pe cei care erau bolnavi, în pat, care schiloz, s-a atins de ei și s-au ridicat în picioare. L-au văzut pe Domnul când l-a înviat pe Lazar. Au văzut minuni după minuni. Și noi am spune, oamenii aceștia ar trebui să fie plini de credință din cauza la experiențele care le-au avut. Dar ucenicii aceștia au mai văzut ceva, au mai trăit ceva. Au văzut și cum Domnul a fost prins. Au văzut cum Domnul a fost bătut. Au văzut cum Domnul a fost batjocorit. Au văzut cum a fost atârnat pe o cruce, L-au văzut pe domnul că a murit. Au văzut cum l-a dat pe domnul jos de pe cruce, că l-au pus într-un mormânt și că mormântul a fost sigilat. Și aceste două lucruri, experiențele lor cu domnul, minunile, lucrurile extraordinare și moartea, suferința lui și îngroparea lui, lucrurile acestea două în mintea lor erau incompatibile. It didn't make any sense nu mai știau ce să creadă, nu puteau să nege ceea ce au văzut. Minunile Domnului și nu puteau să nege ce au văzut și partea cealaltă. Și acestea două nu se potriveau. Și aș vrea să vă întreb în această seară. Sunt situații în viața dumneavoastră care nu se potrivesc? Nu e așa că sunt lucruri care nu fac niciun sens pentru mintea noastră. Am trăit experiența nașterii din nou. Bucuria mântuirii. We know God is real. Am văzut pe Domnul făcând minuni în familiile noastre, în viața noastră. Au fost momente când noi ne-am rugat Domnului și Domnul a răspuns. Nu e așa? Ne a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Am trăit experiențe extraordinare și nu putem să le negăm. Dar adevărul este că sunt momente în viața noastră. Când avem anumite așteptări de la viața noastră, de la familiile noastre, de la copiii noștri. Și ne rugăm și așteptăm un răspuns și nu vedem nimic. nu așa că sunt lucruri care le vedem în societate, în biserică, cu cei dragi ai noștri, situații cu care ne confruntăm, unde parcă Dumnezeu nu răspunde. Și de cele mai multe ori nu putem să împăcăm aceste două lucruri în viața noastră. Minunile care le-a făcut Domnul, când ne-a mântuit, când l-am văzut, văzut la lucru și lucrurile la care nu putem să facem sens de ele și rezultatul este că produce confuzie necredință tristețe depresie și orbire spirituală la, la cala acești doi avem speranțe de la Domnul care câteodată nu se împlinesc. Când vrem noi. Și ucenicii aceștia au spus lucrul acesta, au spus, noi trăgeam nădejde, avem speranță că El este acela care va izbăvi pe Israel, va veni, va ședea pe tron, va da afară pe romani aceștia. aveam speranța aceasta, când am văzut toate minunile acestea, dar cu toate acestea, de happen. E într-un mormânt. Am văzut noi cum a murit. There's no doubt about that. Și vreau să spun în această seară să nu ai încredere în simțurile tale ca să discerni lucruri spirituale. Pentru că simțurile la acești ucenici ei mințeau. Nu le spunea adevărul spiritual. Don't trust your spiritual senses. Your, your, I'm sorry. Your physical senses to distinguish spiritual truths. Și Domnul le spune într-un fel care e problema lor. Atunci Iisus le-a zis, versetul 25, O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Domnul le spune aici trei lucruri. Unu, că sunt nepricepuți în lucrurile spirituale. Și apoi să înceți cu lucrurile spirituale. Spune, o nepricepuților și zăbavnici cu inima. În alte cuvinte, Domnul le spune, eu stau de vorbă la nivelul inimii. Acum, când cuvântul Domnului este rostit, când s-a cântat aici și cuvântul Domnului a fost proclamat prin cântare, Duhul Domnului comunică cu Duhul nostru, este la nivelul inimii și ne spune anumite adevăruri. Și Domnul le spune, voi sunteți nepricepuți cu lucrurile spirituale. Asta le spune ucenicilor. Vă bazați pe ceea ce gândiți aici, între urechi, la nivelul minții. Și ignorați ceea ce se întâmplă la nivelul inimii. Și spune, o, nepricepuți cu inima și apoi zăbavnici. Când Domnul vine și vorbește la nivelul inimii, în loc să sărim, să zicem, Domnul mi-a vorbit, we're slow. Mergem încet. Și apoi le spune, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Fără să ne dăm seama, noi devenim foarte selectivi la cuvântul lui Dumnezeu. Și în America, Extraordinar cât de adevărat este lucrul acesta. Americanii credincioși sunt foarte selectivi. Domnul dă doar binecuvântări de genul: Domnul îți dă sănătate, prosperitate, influență, toate lucrurile pozitive. Și dacă îi spui, vezi, ca să treci prin ecazuri, I don't receive that. Nu primesc. Dar e în scriptură. Pe pământ veți avea necazuri. Dar mai spune ceva, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Urmează biruință prin aceste necazuri. Dar oamenii își formează o idee, credincioșii, da? Dumnezeu o să lucreze, toate lucrurile am să meargă bine, nu o să trec prin încercări mari, nu. Toate lucrurile o să fie foarte fine și atunci când nu se întâmplă așa cădem de nivelul de credință și el le spune, când este vorba să credeți tot. Și spune, nu trebuia Hristosul ce să facă? Să sufere. Ucenicii aceștia nici nu erau unde trebuiau să fie. Știți că la momentele de criză este foarte important să fii în Biserica Domnului. Aici Domnul are darurile necesare, pentru că darurile care mi le-a dat Domnul mie pentru folosul cui sunt? Altora. Și știți că darul care le aveți dumneavoastră nu este pentru dumneavoastră, este pentru folosul altora. Și sunt daruri, este dar de înțelepciune, de, de cunoaștere, de deosebire, de vindecare. Ucenicii nu erau în Ierusalim cu ceilalți credincioși unde trebuiau să fie. Mai mult de atât, mergeau în direcție opusă. Se depărtau de Ierusalim, mai departe de unde trebuiau să fie. Și poate noi am spune, oamenii aceștia care nu sunt de trebuie să fie, se depărtează. They're going in the wrong direction. A încheiat-o Domnul cu ei. Știți care este inima Domnului pentru a astfel de oameni merge după ei? Păstorul cel bun lasă cele 99 de orice să facă, de oi. Să meargă după cea pierdută după oaia neagră, cum îi spunem noi. Și merge Domnul și ajunge din urmă pe ucenicii aceștia. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. În astfel de momente, aș vrea să spun că Domnul vrea să se apropie de tine. Și merge împreună cu tine, pe drumul tău. Doamne, Mă rog ca Domnul să deschidă ochii bisericii Emanuel, fiecare membru, fiecare din noi să-L vedem pe Domnul cum umblă cu noi pentru că umblarea noastră se schimbă. Indiferent prin ce trecem, dacă suntem conștienți că Domnul este lângă mine, that changes everything, doesn't it? Și Domnul are o întrebare pentru ucenici și are o întrebare pentru noi în această seară. El a zis, versetul 17, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Știți că de multe ori Domnul ne pune întrebări la care El cunoaște răspunsul? Normal că cunoaște răspunsul, pentru că El cunoaște toate lucrurile. Și dacă cunoaște Domnul răspunsul, pentru ce ne mai pune întrebările? ne pune anumite întrebări ca să ne facă să ne oprim din drumul necredinței. Ucenicii aceștia s-au oprit din drum. El le cunoaște pe absolut toate lucrurile. Dar vrea ca și noi să auzim ceea ce gândim și ceea ce credem. Știți, de multe ori noi nu realizăm ceea ce we're entertaining at the level of the mind. Nu, sunt, nu suntem conștienți cât de ridicol sunt unele lucruri care le credem în acele momente, când suntem afectați emoțional. Și uh, nu este mai bun psiholog decât Domnul. Dacă mergi la psiholog aici, în America sau oriunde, știți ce face? They make you talk. Te pune să vorbești. Și de multe ori oamenii se ridică de acolo și I feel better. $350 for an hour, please. Și noi avem pe cel mai bun psiholog care este lângă noi și vrea să ne asculte. Tendința oamenilor când trec prin dificultăți este să se blocheze. Să intre așa într-un closed circuit și încep gândurile și tot merg non-stop. Este ca o bandă de aceea stricată care tot pornește aceleași gânduri over and over and over again. De multe ori este bine să ne auzim ceea ce spunem. Spunea un păstor, n-am să uit niciodată, spunea că se ruga pentru o grupare de frați și în frustrarea lui, în rugăciunea lui a zis Doamne, dacă Tu, dacă tu i-ai iubit pe oamenii ăștia jumătate cât îi iubesc eu. Și s-a trezit când s-a auzit el ce a zis și a zis, Doamne, ferește ce prostie am spus. Păi Dumnezeu îi iubește pe oamenii aceștia mai mult decât mine. Ia... Și a dat viața pentru ei. Dar știți că spunem și noi astfel de prostii sau le gândim. Sunt credincioși care nu știu că Domnul îi mai iubește. Dar verbalizează lucrul acesta când stai de vorbă cu Doamne, mă lupt cu gândul că tu nu mă iubești. Și în momentul în care spui lucrul acesta, auzi și tu cât de ridicol este statementul acela și gândul acela și automat o să zici nu cred. Și Domnul vine pe drum și spune, care sunt vorbele? Ce vorbiți între voi? Știți că de multe ori noi venim înaintea Domnului și spunem Domnului, lucruri care ne-am gândit noi că El s-ar bucura să le audă. Rugăciuni formale. Știți că Domnul vrea ca să audă cu ce ne confruntăm, să-i spunem, Doamne, mai cad în credință la lucrul ăsta. Îmi să-ți zic, Doamne, Asta e problema care o am cu copilul meu. Astea sunt gândurile cu care mă confrunt. Și Domnul așteaptă de la fiecare din noi să stăm de vorbă cu El. Și Domnul ne întreabă pe fiecare din noi, care sunt lucrurile cu care te confrunți? Hai, spune mi -le. Știți că Domnul așteaptă să-i spunem lucrurile acestea în rugăciune? Să fim sinceri cu Domnul, cu lucrurile cu care ne confruntăm, se întâmplă de multe ori că oamenii stau de vorbă nu cu Domnul, cu duhurile întunericului, care vin cu tot felul de imagini negative, catastrofale, cu ce o să fie cu viitor. Și you need to snap out Și putem să snap out când venim atunci înaintea Domnului și spunem Domnului cu ce ne confruntăm. În al patrulea rând, starea ucenicilor, depresați, dezamăgiți, era în parte, ca rezultat la o mentalitate greșită. Oamenii aceștia erau obișnuiți, trăiau și slujeau după mentalitatea lor și prin puterea lor. Știți că toți au jurat credincioșie Domnului? Domnul le-a spus că toți o să mă părăsiți la... Petru a fost primul. Eu niciodată, Doamne. Și toți ceilalți, cum au zis? La fel, și toți noi am zis la fel. Am intrat în apa botezului. A fost momente de glorie care le-am avut cu Doamne, o să-ți fiu credincios toată viața mea. I'll never complain. Slujim prin puterea noastră va duce la istovire. Pentru că puterea noastră are o limită. <coughs> și ajungem acolo destul de repede. Și au ajuns și ucenicii și toți l-au părăsit pe Domnul. Și apoi slujind după mentalitatea sau gândirea noastră, nu prin revelație, vom ajunge la dezamăgire. Cum au ajuns oamenii aceștia, au slujit după gândirea lui. Noi trăgeam de că o să întâmple așa. Știți că înainte ca să putem să trăim și să slujim în puterea învierii, va trebui ca să experimentăm moartea. Moartea ideilor noastre, moartea, moartea mentalității noastre. Înainte ca să mergem în puterea Duhului, va trebui să ajungem la capătul puterilor noastre. Și toți ucenicii au ajuns la capătul puterilor, au fost terminați. Dumnezeu nu va împleti niciodată duhovnicescul cu firescul. Niciodată. Domnul nu o să lucreze după ideile noastre. Și nu vrea ca noi să muncim prin puterea noastră. Vrea să lucrăm după ideile lui prin revelație și prin puterea Duhului. Pentru că lucrurile acestea sunt nelimitate. Și noi nu o să sueci niciodată să, să trăim prin revelație și prin puterea Duhului până n-am ajuns să vedem cât de proaste sunt ideile noastre și să vedem, de fapt, cât de repede o să falimentăm prin puterea noastră. Și mulți credincioși ajung și văd că ideile lor nu au fost bune falimentează și atunci nu știu ce să mai creadă și este momentul perfect. Chiar la punctul acesta vrea să ne aducă Dumnezeu să ajungem la punctul să zicem Doamne, vreau să trăiesc prin revelație, o să trăiesc prin credință, arată-mi ce trebuie să fac. Doamne, eu nu am putere, dar îmi puternicește mă Tu prin Duhul Tău. Și Domnul vrea ca noi să ajungem la punctul acesta. În al cincilea rând, dacă ai nevoie de revelație, nu te mulțumi cu formule, cu ritualuri, insistă să ai părtășie personală cu Domnul. Spune despre ucenicii aceștia, când s-au apropiat de satul care, la care mergeau, el, Domnul, s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei, observați cuvintele, au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Dacă ei nu l-ar fi invitau stăruitor la părtășie, el ar fi mers mai departe. Aș vrea să observați ceva. Cine a inițiat întâlnirea aceasta? Domnul. Domnul a venit din urmă, i-a ajuns, el a inițiat lucrul acesta dar ceea ce inițiază Domnul, când vine și bate la inima noastră, la nivelul duhului, așteaptă un răspuns de la noi, ca noi să ne dăm seama că este Domnul și spunem: Doamne, te vreau. Te rog, intră, Doamne, vino la mine. Nu trece mai departe. Știți că vine Domnul și ne vorbește, de exemplu, vorbește acum prin scriptură. Și este foarte interesant. La nivelul duhului, aici ceva zice: That's right. Nu aici, la nivelul minții, în lăuntru. Există un martor lăuntric, un inward witness, care spune, that is right, care nu vine prin rațiune. Domnul vine și ne cercetează, vorbește prin cântare, prin predicare. În lăuntru nostru este un martor care spune, that's right. Dar Domnul așteaptă după aceasta un pas de la noi, de la fiecare în noi să spunem, este Domnul. Doamne, te rog, rămâi aici. Doamne, nu pleca de la mine. Doamne, te doresc. Și Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. Domnul își face partea lui, bate la, la ușa inimii noastre. Care este partea noastră? Să deschidem, să-L invităm înăuntru și, și El ce spune? Voi, voi intra și voi avea părtășie cu, cu voi. Și așa a făcut cu ucenicii aceștia. Și parcă Domnul vrea să ne spună, nu te mulțumi că ai avut un sentiment la biserică, la cântare, la predicare. Aceasta este o invitație a Domnului la ceva mai mult. Spune versetul 30. Ei l-au chemat, au stăruit de Domnul ca Domnul să intre și spune în versetul 30. Pe când ședea la masă cu ei, Domnul a intrat înăuntru, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Părtășia aceasta când stai cu cineva la mâncare este ceva un pic mai intim, un înviți pe cu cineva să stai, nu era vorba de cina Domnului, era vorba doar de o mâncare, de o părtășie. Can you have lunch with me? Cum am spune noi, let's have a cup of coffee. Așa lucrurile acestea se întâmplă între prieteni. Și noi îl chebăm pe Domnul, Doamne, rămâi cu mine, rămâi în inima mea. Și aici la părtășie spune, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Este o diferență. Îi să ai un sentiment în biserică. Când simți că Domnul bate la ușa inimii tale, când ceva arde înăuntru și este altceva să intre Domnul înăuntru, să ți se deschidă ochii și să-L vezi pe Domnul. La rugăciunea ta de acasă, când deschizi cuvântul Domnului, când stai de vorbă cu El și ești conștient că este acolo lângă tine, ești tu și Domnul, Știți, bătaia Domnului la ușa inimii, nostru, ușa inimii noastre cere un răspuns. Și observați ce spune în versetul 32. După. Și au zis unul către altul. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Parcă după își dau seama. Something was pulling on the inside. Simțeam ceva. Nu aici, aici. Și nu e așa că Domnul face lucrul acesta așa de des cu noi? Noi ne mulțumim la o cercetare. Domnul vrea mai mult. La șaselea rând, ochii se deschid doar la părtășie cu Domnul. Observați, ei l-au chemat să, 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 să vină, să, să nu plece mai departe. Spune, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi. Apoi au șezut cu el la masă. Atunci li s-au deschis ochii. Și apoi, la sfârșit, spune și-au istorisit ce se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Toate lucrurile acestea, oamenii care sunt flămânzi și spun Domnului, Doamne, I want more. Eu vreau să încep să umblu viața aceasta cu tine. Durerea, dezamăgirea ne depărtează de Domnul. Dar la părtășie cu Domnul. Acolo ni se deschid ochii. Acolo ni se face lumină și începem să înțelegem why we're going, what we're going through. Începem să înțelegem care este planul Domnului, care este logica Lui. De ce trecem pe aici? De ce sunt lucrurile acestea? Încep lucrurile să facă sens. Unde? La părtășie cu Domnul. Și vreau să spun în această seară, nu neglișa părtășia cu Domnul nu neglija părtășia cu frații. Și frații sunt copiii imperfecți ai Domnului. Observați că Toma, Toma suferea și el foarte mult de moartea Domnului. Dar era un om introvertit. Care știți cum? Sunt oameni care când se supără, se închid. Chiar dacă sunt prezenți fizic, they're no longer present. Nu ați întâlnit oamenii de aceștia? Și ea, o săptămână, două, trei, am avut prieteni de aceștia și mă întrebam când o să iasă afară. Toma era un astfel de om. Introvert. Se exclud în depresie. Situația aceasta este tragică. Pentru că Toma a trebuit să sufere o săptămână în plus. Și dacă nu-și venea în fire la două săptămâni să fie acolo, să-l vadă pe Domnul, suferea. Soluția lui era în lăuntru. Ochii noștri se deschid la părtășie. Știți că deavolul știe treaba asta. Deavolul știe că atunci când copiii Domnului se adună împreună, și aici sunt darurile lui Dumnezeu, aici este prezența Domnului, unde sunt doi sau trei prezențe în numele lui ce a spus Domnul. El e prezent. Domnul este prezent aici, în această seară. 100%. Garantat. De ce? His word says it. Cuvântul lui spune lucrul acesta și cuvântul lui nu poate să minte. But I don't feel it. I don't sense it. Nici cești doi. Au umblat cu Domnul două ore. Deavolul știe că răspunsul este aici. Știi ce face? Îi ia pe oameni să se autoexcludă. Se despart de biserică, de oamenii lui Dumnezeu, se retrag undeva, fraților. Pe oamenii aceștia avem nevoie să-i căutăm. Să-i spunem cât de mult îi iubește Domnul și cât de mult îi iubim și noi, pentru că sunt frații noștri. Să, spunem, să le spunem, Domnul este prezent, te rog să vii la biserică și închină-te împreună cu noi, pentru că ochii se deschid doar la părtășie cu Domnul. Și în al șaptelea rând. Domnul vrea să schimbe testul tău într-un testimoniu. În versetul 33, s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei care au cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Mulți din dumneavoastră, ca și ucenicii Domnului, vă confruntați cu situații care nu fac niciun sens. Nu puteți să negați că l-ați văzut pe Domnul la lucru în viața dumneavoastră. Și nu puteți să negați că sunt lucruri care nu fac niciun sens. Și sunt aparente contradicții, am spune noi. Nu? Domnul promite viață din belșuc, rezolvare și noi nu trăim lucrul acesta. Aș vrea să spun că acesta este testul vieții tale. Dar Domnul vrea să transforme acest test într-un testimoniu. Pentru ucenici, trauma aceasta a fost un test, dar Domnul a transformat testul lor într-un testimoniu. Imediat au știut where they needed to be. N-a trebuit nimeni să le spună, întoarceți-vă la frații voi, întoarceți-vă la părtășie. Au fugit la, la biserica Domnului și au spus, imediat au avut un testimoniu ce a făcut Domnul în viața lor. Aș vrea să spun că Domnul vrea să schimbe testul tău într-un testimoniu. Te invi la părtășie pentru că Domnul este aici. Aș vrea să te îndemn să nu ignori șoapta Duhului care bate la ușa inimii tale. Este Domnul ca să-i deschizi. Moartea, în ghilimele, dezamăgirea cu care te confrunți, nu este sfârșitul. Este sfârșitul începutului. Seara vine plânsul, iar dimineața, veselia. Înainte de răsăritul soarelui, trebuie să treci prin cea mai întunecoasă parte din noapte. There's no way around it. Înainte de înfloritul primăverii, trebuie să treci prin frigul iernii, prin gerul acela. Înainte de înviere, trebuie să treci prin moarte. Moartea ideilor noastre, moartea viselor noastre, a dorințelor noastre, a planurilor noastre. Întunericul tău, în ghilimele, moartea în ghilimele cu care te confrunți, nu sunt sfârșitul, ci sfârșitul începutului. Răsăritul soarelui, soluția la care o cauzi, venirea primăverii, a, a bucuriei în viața ta, venirea învierii la ceea ce a murit în viața ta, stă în persoana Domnului Isus Hristos, care este chiar în momentele acestea lângă tine. Puterea învierii este foarte interesant, activată chiar de moarte. Sunt lucruri în viața noastră care trebuie să moară. Avem idei, planuri, visuri. Și în momentul care noi le punem aceștia înaintea Domnului și murim față de ele, este momentul care, prin moartea aceasta, când we let go, este activată puterea învierii, care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Și în momentul acela învie altceva în noi, o revelație nouă care este primită de la Dumnezeu de sus. Și ia loc scopul, menirea vieții tale pentru care ești pe pământ. Am o veste bună pentru fiecare din dumneavoastră. Hristos a înviat. A înviat și puterea învierii este gata să lucreze în viața mea și în viața dumneavoastră. Cred că este timpul să venim înaintea Domnului cu lucrurile din viața noastră care we have to let go of. Sunt lucruri care trebuie să le punem înaintea Domnului și spunem, I give up. Doamne, fă tu ce vrei cu ele. Sunt ready to let them go. Doamne, sunt gata să primesc puterea învierii tale, în viața mea, în familia mea, cu copiii mei, cu cei dragi a mei, la job, în slujire, în whatever department cu ce te confrunți. Și când intră puterea învierii, o să ne mirăm de ce lucruri minunate vor ieși la iveală ce Domnul ne va revela. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să aducem fiecare din noi viața noastră și lucrurile noastre înaintea Domnului și să-l chemăm și puterea învierii Lui în viața noastră.